găsit! Sunt studii care au arătat că schimbarea orei în luna octombrie scade calitatea somnului, aceasta având o repercusiune negativă asupra activităților noastre. Trecerea la ora de iarnă scade energia și vigilența, provoacă dereglări hormonale accentuate asupra melatoninei, care este hormonul responsabil cu reglarea ceasului biologic al organismului. I se mai spune și hormonul somnului, fiind asociat cu un somn odihnitor și liniștit, dar este și un puternic antioxidant responsabil cu procesul de regenerare celular. Deși acest hormon ar trebui să se sintetizeze în mod natural în corp, uneori este nevoie să stimulăm producția de melatonină prin diverse obiceiuri sau suplimente alimentare. Îți vine să mănânci mai multe alimente bogate în carbohidrați, deoarece frigul determină organismul să consume mai mult. Dezechilibrele din creier se răsfrâng asupra stării noastre de bine și implicit asupra comportamentului. Lipsa de melatonină ne face să adormim târziu și să avem un somn agitat. Lipsa somnului sau un somn lipsit de calitate ne predispune la diverse boli, scade imunitatea, afectează puterea de concentrare și starea mentală. Când creierul secretă mai multă melatonină, cum se întâmplă când ziua este mai mică decât noaptea, ne vom simți mai somnoroși în timpul zilei, chiar letargici și fără energie, iar trezirea de dimineață mai greoaie și dificilă. Ați auzit de expresia „fă-ți somnul de frumusețe”? Nu este întâmplătoare, deoarece melatonina mai este denumită și hormonul tinereții, care ajută la ameliorarea depresiei sezoniere și a asteniei de toamnă, stimulează producția hormonului de creștere, îmbunătățește sănătatea ochilor. Ce soluții avem pentru a stimula producția de melatonină în mod natural? Reduc cantitatea de lumină înainte de culcare. Nu te uita la telefon, televizor cu cel puțin o oră înainte să adormi. Nu consuma cafea, ciocolată, ceai negru în partea a doua a zilei. Petrece mai mult timp în lumina naturală. Consumă alimente precum vișine, goji, ouă, lapte, pește, fistic, porumb. Reduce stresul schimbându-ți obiceiul de viață. Sunt psiholog Mihaela Pavel și până data viitoare, fii bine cu tine!